Proverbe, capitolul 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Știu că sună așa cumva ciudat, de aceea mai repet o dată. Păzește-ți inima, și când zice inima, nu se referă la pompa asta care pune în mișcare tot sistemul circulator, pentru că dacă o să vă uitați în Biblie, veți vedea că acest cuvânt de foarte multe ori înseamnă mintea sau centrul ființei noastre, dar în cazul de față se referă la minte. Păzește-ți mintea mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Adică tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Mulți cred despre ei diverse lucruri. În urmă cu vreo 10 ani, un individ din România, din Moldova, declara că este urmașul lui Ștefan cel Mare și a revendicat toată Moldova în 6 procese deschise la tribunalul din București. Cererea lui a fost fenomenală. Revendic toată Moldova și, dacă se poate, și țara românească. Asta numai dacă se poate. Noi putem să avem o părere despre noi. Dacă vin și vă întreb dacă sunteți pocăiți, cei mai mulți dintre voi o să vă asumați identitatea asta. Dacă spun că sunteți creștini, dacă vă întreb dacă sunteți creștini, cei mai mulți dintre voi o să spuneți că sunteți creștini, dar noi nu suntem ceea ce spunem noi sau ceea ce pretindem că suntem, ci noi suntem ceea ce gândim, suma gândurilor noastre. Biblia spune, păziți-vă inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Adică, ceea ce gândești astăzi, cu certitudine vei deveni mâine. Și acum, haideți că mai citim din Biblie câteva versete, citești și din Marcu, din capitolul 7, versetul 20, măcar rămânem cu lectură biblică. Marcu, capitolul al 7-lea, predica este una tematică. Marcu 7, versetul 20. Dacă ai zis la tematică, amin, ai găsit. O mai găsi și restul să ziceți amin. Amin. Căci ceea ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies ce? Gândurile rele. Observați, din inimă ies gândurile rele. Prin urmare, așa cum v-am spus, de cele mai multe ori în Biblie, cuvântul inimă este sinonim cu minte. Din mintea oamenilor ies gândurile rele. Cum ar fi prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelătoriile, faptele de rușine, ochiul rău. Și aici nu se referă la o vreo problemă oftalmologică, ci se referă la invidie, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și ele spurcă pe om. Adică totul are de-a face cu ceea ce gândim. Pentru că cea mai mare bătălie care se dă astăzi nu e în fâșia Gaza, cum ni se spune în fiecare zi, nici în Ucraina, ci este bătălia pentru mintea noastră. Și acum vă mai citesc, v-am zis că facem lectură biblică din Roman 12 pentru cei care luptă să schimbe viața, ca să știți că singura soluție să schimbi viața are de-a face cu lumea interioară. N-are de-a face, în primul rând, cu lumea faptelor. Legalismul vizează întotdeauna partea exterioară și mulți încearcă să schimbe identitatea schimbând exteriorul, dar în realitate exteriorul se va schimba în funcție de identitatea interioară, adică în funcție de ceea ce e în mintea noastră. Uitați ce zice Roman 12 cu 2, un verset pe care știu toți pocăiții și dacă îi trezești la 12 noaptea, zice să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, și mulți cred că a te potrivi chipului veacului acestuia este să o anumită freză, să o anumită îmbrăcăminte, dar cuvântul lui Dumnezeu se referă aici la altceva, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați, chiar dacă cuvântul folosit de Cornilescu este vă prefaceți, și noi când zicem despre cineva că e prefăcut, nu ne referim la faptul că el este transformat, ci la altceva. Aici nu se referă la vreo formă de ipocrizie, ci se referă la transformarea interioară pe care Dumnezeu o face în noi. Ci să vă prefaceți prin ce? Prin înnoirea minții voastre. Singura șansă să te poți schimba e să faci cumva un transplant de creier. Că Biblia spune aici
că singura șansă să ne prefacem, dar cuvântul, așa cum v-am zis, e un cuvânt mai vechi, se referă la schimbare, singura șansă să fim schimbați de Dumnezeu e înnoirea minții. De fapt, cuvântul folosit acolo, 100% l-ați auzit, cuvântul folosit pentru pocăință înseamnă metanoia sau schimbarea gândirii. Aș fi riscat să vin să vă întreb ce vreți să deveniți, aceia dintre voi care încă nu v-ați ales o carieră în viață, dar știu că mulți dintre voi oscilați. Sunteți la vârsta la care trebuie să vă alegeți un drum în viață. Mi-amintesc când eram copil, eram adeseori întrebat ce vei vrea să fii când vei fi mare. Da? Și pentru că am fost deseori întrebat ce voi vrea când voi fi, să fiu când voi fi mare, am crescut destul de mare. Dar când eram mic, întotdeauna orice alegeam și am văzut că la noi, la români, o chestie de genul ăsta, dacă întrebi pe cineva ce vrei să fii când vei fi mare, cam toți vor să fie ceva șef pe undeva. Mi-aduc aminte că planul meu, la o anumită vârstă, era să ajung cosmonaut. Și mi-am făcut un echipaj împreună cu frații mei, cu Călin și cu Beni, suntem trei băieți. Și evident eu eram capitanul, că cel mai mare. Și planul nostru era nu să ajungem pe Marte, nici pe Lună, ci pe Soare. Nu știu de unde ne-a venit chestia asta. Și știu că cineva ne-a întrebat la un moment dat, dar ce faceți dacă vă arde soarele? Am stat eu și m-am gândit puțin și am zis, a, foarte simplu, o luăm prin spate și rezolvăm problema. Acum, dacă aș veni să vă întreb care-i planul vostru profesional, sunt absolut convins că unii dintre voi care încă n-ați apucat-o pe un drum profesional, aveți anumite vise, anumite așteptări în legătură cu asta. Și toți, într-un fel sau altul, am vrea să fim ceva care să ne ofere o anumită semnificație. Nu zic că vrem să fim șefi, dar nu cred că vrea cineva neapărat să zic că eu vreau să fiu executant. Dar cel mai greu e să fii șef peste lumea ta interioară, peste gândurile tale. Să fii aici, să biruiești aici. Am ales să vorbesc despre asta, cu toate că aveam un plan să vorbesc din altă parte, un fragment biblic arhicunoscut care zice că ce seamănă omul, aceea va secera, dar am ales să vorbesc despre asta, despre gândire, cu toate că am mai vorbit odată în biserica noastră și am preluat un verset de acolo și de acolo vreau să pornesc. Vreau să vă spun că în urmă cu o săptămână, și am o discuție pastorală cu voi, cam așa, o săptămână, am primit un e-mail de la un tânăr care nu s-a recomandat, nu și-a spus numele, era un e-mail fantomă. Nu știu de unde este tânărul acela, primesc aproape în fiecare zi tot felul de mesaje și în acest mesaj îmi spunea următorul lucru. Și e un lucru pe care l-am întâlnit adeseori în mesajele unor tineri. Zice așa, am în minte un gând și gândul e că nu sunt bun de nimic. Gândul acesta nu-mi dă liniște și pace și de un an și ceva nu mă pot bucura de nimic. Părinții mei au divorțat și m-au abandonat la bunici. Și de când au divorțat ei, gândul acesta e în mintea mea și nu-l pot scoate de acolo. Vreau să vorbesc despre asta pentru că știu că mulți dintre voi luptați cu probleme la nivelul minții voastre. Și cea mai grea bătălie e bătălia asta pe care o dai aici, pentru o minte sănătoasă. Ce vei lăsa ca moștenire, ceea ce va veni în urma ta, izvorul vieții tale, are de-a face cu mintea ta. Nu întâmplător, spune Biblia, păziți-vă mintea mai mult decât orice, pentru că din ea vin izvoarele vieții. Toată viața ta e ca un ecou a ceea ce gândești. Nu întâmplător, Biblia când vorbește despre păcat, vorbește și despre păcatul care există la nivelul minții. Și acum, păcatul are trei dimensiuni. Prima dimensiune este ispita. Și când vorbim despre ispită, Biblia spune că inclusiv Domnul Iisus a fost ispitit, dar fără păcat. Prima întâlnire a omului cu păcatul este tentația. Toți oamenii sunt tentați. Și tentația se manifestă prin întrebarea ce-ar fi dacă. Și deja apare la nivelul minții tale întrebarea ce ar fi dacă. Și orice om, da? Numai dacă e unul foarte ipocrit, orice om recunoaște că se lovește de întrebarea asta.
Numai că a doua întrebare este deja un pas în dimensiunea lumii păcătoase. E întrebarea cum ar fi dacă. Și de la gândul păcătos, de la tentație, urmează imaginația păcătoasă. Și când omul începe să viseze cu ochii larg deschiși sau închiși, următorul pas, când îi se oferă posibilitatea să facă acel lucru fără să suporte consecințele, îl va face. De aceea Biblia spune, păziți-vă mintea mai mult decât orice. Adică fiți atenți la ce filme vă uitați, fiți atenți pe ce site-uri intrați, fiți atenți pe unde sunteți pe TikTok, fiți atenți pe unde sunteți pe YouTube. De ce? Pentru că ceea ce permiți să vezi și pentru că ceea ce permiți să auzi, pentru că ceea ce intră în mintea ta mai devreme sau mai târziu îți modelează viața. Izvoarele vieții de aici pornesc. Viața e ca un ecou a ceea ce gândești. Poate că astăzi ești într-un anumit tipar pocăiesc. Vorbești ca un pocăit, ai față de pocăit, arăți ca un pocăit, te rogi. Cât de cât există o anumită, să zic, morală exterioară, după care dacă te judecați, zice, bă, dar eu sunt chiar ok, dar fii atent. Pentru că ai permis ca imaginația păcătoasă să pună stăpânire pe mintea ta, mai devreme sau mai târziu, imaginația păcătoasă duce la fapta păcătoasă. De-aia e foarte important această... Să fii șef în mintea ta. De aceea e atât de importantă această bătălie. Și acum, vreau să vă mai citesc un verset. V-am bombardat cu multe versete, dar nu niciun bai. Filipeni 4 cu 8. Și o să sistematizez de aici 5 lucruri. Filipeni 4 cu 8. Dacă se poate, vreau să vă uitați acolo, că e foarte important. Zice Apostolul Pavel acolo așa. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească, spune traducerea Cornilescu, dacă vă uitați în noua traducere, spune, la astfel de lucruri să vă gândiți voi. Viața ca un ecou e tema conferinței noastre. Viața ca un ecou a felului în care gândești. Încă o dată vreau să vă avertizez, tot ceea ce permiți să intre în mintea ta, chiar dacă astăzi viața ta este ok și arată aparent bine și te analizezi, zici, bă, ce mare lucru că m-am uitat și eu la un film aici, da, ce mare lucru că ascult muzica aia care are un mesaj nu tocmai creștinesc. Ascultați-mă, încetul cu încetul te trezești că nu mai ești acolo unde ar trebui să fii. Trupul tău e acolo, dar mintea ta e în altă parte. Și mai devreme sau mai târziu, trupul tău se va duce acolo unde îți este mintea. Totul începe de aici. De aceea am sistematizat 5 lucruri din Filipeni 4 cu 8, dar vi le spun cât mai sistematic cu putință, pe care trebuie să le avem în viața noastră pentru ca să reușim să fim șefi peste gândurile noastre. Viața ca un ecou al gândurilor noastre. 5 lucruri. 1. Gândiți-vă la tot ce este adevărat. Al doilea lucru, gândiți-vă la tot ce este vrednic de cinste. O altă traducere spune, gândiți-vă la tot ce este nobil, respectabil, onorabil, cu clasă. Al doilea lucru, gândiți-vă la tot ce este respectabil. 3. Gândiți-vă la tot ce este drept, sau se poate traduce curat, că e drept, se poate traduce cu neprihănit, curat în ochii lui Dumnezeu. Pur. Apoi, gândiți-vă la tot ce este vrednic de iubit. Al patrulea lucru, gândiți-vă la tot ce este vrednic de iubit. Și al cincelea lucru, gândiți-vă la tot ce este vrednic de primit. Deci toate gândurile noastre trebuie să aibă de-a face cu acest test, dacă vreți, prin care mintea noastră, gândirea noastră, nu doar gândurile noastre, ci gândirea noastră trebuie să le treacă pentru ca mai apoi și viața noastră să fie așa cum trebuie să fie. 1. Testul adevărului. Gândiți-vă la tot ce este adevărat. Biblia spune în Coloseni 3:2, gândiți-vă la lucrurile de sus. Acum eu vă întreb pe voi, de câte ori nu permiți sau nu permiteți în mintea voastră tot felul de gânduri neadevărate? De câte ori nu te-ai gândit, bă, dacă aveam părinții ăia, cum i-ar fi fost viața? Am cunoscut doi frați care s-au certat la cuțite, acum nu la propriul la cuțite, mă înțelegeți, metaforic vorbind,
nu-și mai vorbeau de vreo câteva săptămâni, de la ce credeți? S-au certat pe următorul subiect. Dacă câștig la loto, eu nu-mi par banii cu tine. Dar ce era comic e că nici nu participase la loto, da? Oamenii erau... Gândiți-vă la tot ce este adevărat. Acum, de câte ori, și uitați-vă la mine, de câte ori n-ați permis ca diavolul să aducă în mintea voastră, sau hai să nu le spiritualizez, pentru că nu întotdeauna le aduce diavolul, unele vin din firea noastră pământească, altele vin din ceea ce vedem, din ceea ce auzim, pentru că alimentăm cu ceva acolo, de câte ori n-am permis ca tot felul de gânduri neadevărate să pună stăpânire pe noi, tot felul de gânduri care au de-a face cu bârfe, că ai auzit că cineva a auzit ceva despre tine și chestia asta, știți ce se întâmplă? Noi numai dacă auzim că cineva a zis ceva despre noi, creează noi, spune Biblia, și nu vă dau versetul, că v-am dat destule versete, creează noi o formă de amărăciune și amărăciunea aia duce la o imaginație și începe în mintea ta să te gândești, bă, dar el a zis așa și așa, și după aia se creează un adevărat scenariu și după aia se creează sentimente de frustrare și de ură câteodată. De ce? Totul pornește de la gânduri neadevărate. Colega ta de la școală a zis că ai avut o altă colegă care vine și a zis, vezi că asta au zis despre tine nu știu ce, dar vezi că ălalt a făcut nu știu ce. De câte ori nu permitem în mintea noastră tot felul de gânduri neadevărate? Gândiți-vă la tot ce e adevărat, mă, oameni buni. Al doilea lucru, gândiți-vă la tot ce este nobil, vrednic de cinste, onorabil. Nimic care să te dezonoreze pe tine, nimic care să îl dezonoreze pe Dumnezeu, nimic care să dezonoreze pe ceilalți, nimic care să te dezonoreze pe tine. Știți la ce mă refer aici? Sunt o grămadă de adolescenți și am văzut că sunteți în locul ăsta, mulți din categoria asta de vârstă, și cumva m-am îndepărtat odată cu trecerea timpului. Pe vremuri eram și eu specialist în a vorbi la tinere, dar au trecut vremurile alea, foarte clar. Și mă uit la unii dintre voi și știu că unii dintre voi aveți gânduri care vă dezonorează pe voi. Și la ce mă refer? E gândul complexelor de inferioritate și nu numai. Că mai sunt și alea de superioritate. Că Biblia spune în Roman 12:3 să aveți cu privire la voi simțiri cumpătate, sentimente cumpătate. Inclusiv în ce privește sentimentele ar trebui să fim cumpătați. Noi românii nu suntem cumpătați la nimic, da? Simțiri cumpătate. Ce înseamnă asta? Adică nimic care să te dezonoreze pe tine. Și vreau să vin mai aproape de voi, că oricum nu ne formalizăm așa de tare. Știu că unii dintre voi luptați cu gândurile acestea care țin de complexe, am spus, și de superioritate, pentru că trăim în epoca narcisismului, self-ului. Ma, ce bine arat! Nu toată ziua, când tot îți faci pe poze, te bași pe nu știu câte filtre, începi să ai o părere. Mai ai și vreo 2-3 fani din ăștia în jurul tău, că, e ca tine... Era o cântare pe vremuri la noi, la Pentecostale, aici în județul Bihor, păcătos ca mine, nu-i pe fața pământului, era o cântare asta. Acum unii cântă, mai fain ca mine, nu-i pe fața pământului. Acum, există extrema asta a narcisismului cultivat de rețelele de socializare. Nu vreau să intru în detalii, estimate domnișoare și stimați domni. Dar unii dintre voi vă lăsați prinși de chestia asta. Și fiți foarte atenți. Biblia spune să aveți simțiri cumpătate. Dar există și gânduri care te dezonorează în sensul ăsta alalt. Al complexului de inferioritate. Nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic. Ești prea gras, ești prea slab. Și tot rețelele acestea de socializare le alimentează, pentru că tot timpul te vei raporta la ceilalți. O să zici, uite cum arată cu tare... Eu știu foarte bine prin ce treceți. Eu mi-aduc aminte când eram de vârsta unora dintre voi, mă tot uitam în oglindă și mă tot analizam ce era comic. Cred că am zis la noi în biserică treaba asta, că mă uitam și îmi comparam urechile la un moment dat. Nu vă uitați la urechile mele, că sunt convins că acum... Și mi se părea că urechea o dreaptă e mai mare decât aia stângă. Când mă uitam altă dată în altă oglindă, era exact invers. Acum sunt convins că deja câțiva... Mă, să știi că are dreptate. Oh,
dar dacă a stat de vorbă cu unii dintre voi și v-aș întreba care e complexul vostru, sigur că probabil că n-ați recunoaște că sunt aici mai mulți. Niciun gând care să te dezonoreze, te tot uiți, te tot analizezi, tot zici, Doamne, ascultă-mă, indirect, vina e împotriva lui Dumnezeu, vorbești împotriva lui Dumnezeu. Niciun gând care să te dezonoreze pe tine. Vreau să vă spun un lucru, voi, fiecare dintre voi, purtați amprenta lui Dumnezeu. Fiecare dintre voi, în mod personal, aveți frumusețea voastră, aveți calitățile voastre. Și atunci când ești nemulțumit de tine și ești stăpânit de sentimentele acestea, de complexe, de inferioritate, practic te răzvrătești împotriva celui care te-a creat. Practic te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. De asta aș vrea să vă spun că, în ciuda faptului că trăim într-o lume care promovează o anumită formă, o anumită imagine, fiecare dintre voi sunteți frumoși. Dumnezeu a ales să vă creez, să veniți în lumea asta așa cum ați venit, cu frumusețea voastră, cu calitățile voastre. Poate aveți în jurul vostru oameni care să vă spună, niciodată nu o să poți face nimic. Dacă nu ești bun la matematică, înseamnă că nu o să poți face nimic. Dacă nu ești bun la română, niciodată nu o să poți face nimic. Și noi în România avem corul ăsta de descurajatori profesioniști în jurul nostru care să ne spună tot timpul că nu o să putem face nimic. Vă spun încă o dată, păziți-vă mintea mai mult decât orice. Dacă ai în familia ta un părinte care tot timpul spune treaba asta, nu primi gândurile acestea, nu le lăsa să se cuibărească în mintea ta. Dacă diavolul prin cineva sau dacă firea ta pământească îți spune că nu vei face niciodată nimic, nu primi gândurile acestea și mai ales nu lăsa ca aceste gânduri să se transforme în ceva care îți caracterizează viața. De ce? Pentru că din minte urmează izvorul vieții. Viața e ca un ecou a ceea ce gândim. Apoi, al treilea lucru, și acum am apropiat de sfârșit. Gândiți-vă la tot ce este drept, curat, neprihănit. Eu vă întreb, sunt gândurile noastre destul de curate pentru ca să le aducem ca închinare înaintea lui Dumnezeu? Ce ziceți voi? Am văzut că v-ați închinat și mi-a plăcut că a stat cu mâinile ridicate, slavă Domnului, am simțit prezența lui Dumnezeu aici. Dar vreau să vă întreb, nu vi s-a întâmplat de multe ori și acum poate că e una întâlnirea de tineret, alta e duminica. Dacă totodată venim duminica aici și ne rugăm și ne rugăm și cântăm și mi se pare că e mai mult un fel de exercițiu de oratorie sau exercițiu, nu știu cum să-l numesc, dar nu se simte nimic și nu se... Spune Biblia în 1 Corinteni 10:31 să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Eu aș vrea în această zi să ne uităm la gândurile noastre și să ne întrebăm, Doamne, sunt gândurile mele destul de curate ca să le aduc ca jertfă înaintea ta? Noi de multe ori venim la biserică și mai ales voi tinerii vă plictisiți foarte repede. Suntem și noi predicatorii de vină că nu avem întotdeauna disponibilitatea să explicăm lucrurile astfel încât să fie destul de atractivă predica pentru voi. Deci eu mi-asum vina mea. Da, îmi asum și vina voastră. Eu asum că-s pastorul bisericii. Că unii dintre voi veniți din start pe modulul fly mode. Știți cum e ăla? Modulul fly mode. Când vii la biserică pe fly mode, când te pui pe fly mode, când ești cu capul în altă parte și poate să coboare Duhul Sfânt direct, că nu-i. Și de multe ori m-am întrebat de ce și răspunsul e aici. Mă uit la unii dintre voi și sunteți pe avarii în biserică. Efectiv pe avare, adică mă uit la câte unul și văd neantul în privirea lui. Am mai zis chestia asta, te uiți la câte unul în biserică și zici că e prea mort ca să fie viu și prea viu ca să fie mort. Îi mai avem pe băieții de la primire care vă mai prins pe unii dintre voi stând pe telefon, aici am primit niște poze, dar nu erați voi, erau alții. Și de multe ori mă întreb, mă, dar cum e posibil ca tânărul ăla care vine la biserică, la tineret și îl vezi cercetat peste o săptămână sau două săptămâni, vine în biserică și pavarei. Și nu mai are chef nici de rugăciune și nu mai are chef nici de biserică. Și tu
însuți spui, bă, dar acum vreo două săptămâni aveam așa o putere și astăzi nu mai am nimic. De ce? Ascultați-mă. Totul are de-a face cu ceea ce ai permis să intre aici. Totul are de-a face cu TikTok-ul pe care stai toată ziua. Totul are de-a face cu Facebook-ul pe care navighezi. Sau mă rog, ăla e deja pentru bătâni, pentru pe Instagram-ul pe care te afli. Totul are de-a face cu site-urile pe care intri. Totul are de-a face cu, sper că mai sunt și cărți pe care le citim. Totul are de-a face cu filmele pe care le vedem. Totul are de-a face cu ceea ce permitem să intre în mintea noastră. Biblia spune că nu trebuie să fie acolo nici un lucru care să nu fie curat, neprihănit, pur înaintea lui Dumnezeu. Și acum, haideți să recunoaștem fiecare dintre noi că avem ce să mărturisim înaintea lui Dumnezeu în privința asta. Am ales să vorbesc despre asta pentru că, așa cum am spus, știu că unii dintre voi luptați cu gânduri la nivelul minții. Am cunoscut tineri care luptă de la vârsta de 12-13 ani cu gândul suicidului. Am cunoscut tineri care luptă cu tot felul de dependențe și care sunt stăpâniți. Stăpânirea dependențelor începe tot aici, la nivelul minții. Totul începe de aici. De-aia mesajul din această zi e un îndemn pentru voi. Păziți-vă mintea mai mult decât orice. Și dacă există lucruri acolo care nu sunt curate, nu sunt pure, aduceți înainte lui Dumnezeu și spuneți lui Dumnezeu: Doamne Dumnezeule, curățește-mi, Doamne, mintea. De ce? Pentru că am zis că schimbarea începe prin ce? Prin înnoirea minții. Am spus că mai există un test al relaționării. Mai există un... Gândiți-vă la tot ce este vrednic de iubit. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept sau pur sau curat, al treilea, al patrulea, tot ce este vrednic de iubit. Cum se raportează gândurile noastre la alții? De multe ori zic, bă, pocăiții, voi pocăiții, nu jurați. Da. Mă mai uit în privirea câte unuia când se enervează și vorbește privirea aia, de-ar putea vorbi. Gândiți-vă la tot ce este vrednic de iubit. Apoi, gândiți-vă la tot ce este vrednic de primit. Adică, știți ce înseamnă asta? Tot ce este vrednic de dat altora. Vreau să vă fac următoarea provocare și apoi ne vom ruga. Ne vom închina lui Dumnezeu și ne vom ruga. Dacă în acest moment, și ascultați-mă cu mare atenție, dacă în momentul ăsta și dacă cei de lângă tine n-au fost atenți sau nu sunt atenți, n-au fost atenți sau nu sunt atenți acum, poți să le dai în numele Domnului un cod, pentru că ceea ce urmează să vă spun e foarte important. Zice, în numele Domnului ți-am dat codul ăsta. E de la Domnul și face tu lucrarea Domnului în felul ăsta. Așa, mă, nu prea tare, că am văzut că unul acolo a luat-o prea în serios. Ăla se crede deja proroc. Dacă ceea ce gândești ar fi pe ecranele bisericii, este vrednic de primit? Biblia spune, gândiți-vă la tot ce este vrednic de primit, de dăruit altora. Dacă ceea ce gândim în adâncul ființei noastre ar fi în fața tuturor celorlalți, oare am putea să stăm în picioare? Vreau să vă spun ceva în această seară, dragii mei. Viața e ca un ecou, totul pornește de la gândire. Mă uit la voi și îmi doresc din toată inima să rămâneți în biserică, să continuați în biserică. Dar știu că e o bătălie extraordinar de mare. Și ziua asta, uite de ce a fost importantă, prin toate momentele ei. De ce? Pentru că în astfel de momente hrăniți în mintea voastră ceea ce trebuie. Păziți-vă inima mai mult decât orice. Pentru că viața e un ecou a ceea ce gândim. Eu am experimentat asta pe pielea mea. Când eram foarte tânăr, am început să citesc. Eram avid să citesc. Citeam orice. Citisem o carte, Adolescentul Miop, se numește cartea scrisă de Mircea Eliade, în care am fost provocat să citesc cât mai mult, să citesc, să fac un exercițiu de citire. Și citeam, domne, fără niciun discernământ, tot ce pica pe mână.
Și citind fără niciun fel de discernământ, la un moment dat am ajuns la o vârstă la care să zic, bă, nu mai știu ce să cred. Ce e aici în biserică? Ce îi? Nu îi? Și pentru că am lăsat ca mintea mea să intre tot felul de lucruri care m-au zmintit și m-au îndepărtat de Dumnezeu, am ajuns la o vârstă la care sunteți unii dintre voi să zic, nu știu dacă există Dumnezeu. Nu pot să zic, acum am fost la un podcast odată și am zis că am fost la un moment în viață când nu știu dacă credeam în Dumnezeu și apoi ăia că experți îmi dat titluri din astea bombastice, o zis un pastor care a fost ateu. N-am zis asta, în fine. Dar erau momente din acestea în viață și cred că am mai povestit la noi că mergeam pe stradă, eram de vârsta unora dintre voi, mergeam pe stradă și ziceam, Doamne, dacă existi cu adevărat, fă să văd ceva, fă să văd măcar un înger ceva. Și tot închideam ochii. Dacă chizi ochii așa foarte tare, încep să vezi tot felul de chestii. Era noapte, veneam pe stradă și mă uitam de la depărtare. Așa cum era și întuneric pe vremea aia, că orașul nu era așa de fain ca acum și luminos, deschideam ochii, mă uitam și vedeam câte un stâlp văruit în alb și ziceam, Doamne, poate că e îngerul. Întotdeauna îngerii mei se transformau în stâlpi, cum mă apropiam de ei. A fost o vreme când într-adevăr ziceam, probabil că Dumnezeu nu există. Mergeam la biserică, aveam limbaj pocăit, aveam freză de pocăit, aveam atitudini de pocăit, arătam în exterior ca un pocăit, dar mintea mea eram departe. De ce? Pentru că am permis ca în mintea mea să intre o grămadă de filme și o grămadă de cărți pe care nu aveam maturitatea să le duc. Și am fost doborât de ele. Mi-au intrat în minte și am ajuns la niște concluzii total greșite. Până când, la 17 ani, eram în camera mea și s-a întâmplat minunea schimbării. Știți care a fost minunea schimbării? Minunea nașterii din nou. Noaptea aceea a rămas singur acasă și tot printr-o carte scrisă de un celebru scriitor rus, știu că nu-s la modă rușii, dar ăsta e un scriitor extraordinar, Dostoevski. În timp ce citeam frații Karamazov, Marele Inchizitor, că e acolo un fragment foarte tare care prezintă pe Iisus, cum ar fi el luat, răstignit încă o dată de biserica oficială, și în timp ce citeam în camera aia mea, la bloc, unde s-aude orice mișcare, în timp ce citeam, dintr-o dată l-am simțit pe Iisus Hristos prezent în camera mea. Eu nu sunt omul revelațiilor, sunt foarte, foarte atent la ceea ce spun. Mi s-a întâmplat în viață să am parte de câteva revelații. Nu cred că trebuie să-mi spună Domnul neapărat ce cămașe mi-au în fiecare dimineață și nu cred că, cred că are Domnul și alte treburi mai bune de făcut, deci nu îl implic așa. Dar pur și simplu, atunci, în liniștea camerei mele, am știut că Iisus Hristos e prezent în mod spiritual acolo și a fost atât de puternică prezența lui Dumnezeu încât am început să strig cât puteam de tare. Există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat. Toată noaptea n-am făcut altceva decât să plâng. Dar a fost un plâns, nu știu cum să-l explic, nu a fost plânsul ăsta, că noi de multe ori plângem, ba, mai mult ne plângem pe noi. E o melodie din asta, așa mai la corazon, cum zic spaniolii. Și ui ceva despre noi, ceva unde ne regăsim, viața mea, oh, nu știu ce, nu. Ci pur și simplu Duhul lui Dumnezeu încerceta viața și îmi aducea aminte de toate păcatele pe care le-am făcut. Știți unde am mai citit asta? La fericitul Augustin, care povestește întoarcerea lui în confesiuni, într-o carte și exact așa își aducea aminte și de păcatele pe care le-am făcut când era copil. Eu mi-am adus aminte și de împrumuturile nerambursabile din buzunarele părinților. Să transmite live. Tata, mama, vă salut. N-am luat prea mulți bani, să știți. Absolut tot. Și am început să plâng cu disperarea omului care știe că fără Dumnezeu n-are nicio șansă. Și schimbarea, știți unde a început? Aici. În minte. Pentru că metanoia, asta înseamnă. Și din momentul când se schimbă viața, ți se schimbă gândirea, ți se schimbă și viața, pentru că viața e ca un ecou a felului în care gândim.